Una dintre cele mai frumoase construcții din țară și-a redeschis porțile după 8 ani de restaurări. Începând de astăzi, Palatul Culturii din Iași va putea primi vizitatori. Aceștia vor putea admira interiorul palatului, care este absolut spectaculos, susține ministrul culturii. Dacă până acum l-au putut admira doar de afară, de astăzi Palatul Culturii din Iași își așteaptă turiștii și pe interior. Peste 350 de specialiști au reabilitat zidurile, mobila și pictura interioară a clădirii, iar acum edificiul arată spectaculos. Peste 26 de milioane de euro au costat lucrările de restaurare a clădirii. O sumă enormă, am spune, dar totuși puțină pentru refacerea celor 298 de camere existente în Palatul Culturii. Mai multe spații așteaptă încă să fie înfrumusețate, dar câteva dintre încăperile reabilitate și-au recăpătat strălucirea de acum 100 de ani. Palatul Culturii din Iași a fost construit în perioada 1906-1925 pe locul fostului Palat Domnesc. Edificiul a servit inițial drept palat administrativ și de justiție, iar în anul 1955 destinația clădirii a fost schimbată într-una culturală. Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național Moldova.